Bună ziua, doamnelor, domnișoanelor și domnilor! Vă spun de aici, din satul Maciova, de la prima ediție a Festivalului Național Concurs Nicu Angel Ministeru. Sunt Dan Birea, managerul Centrului Județean de Conservare și a Promovare de a Culturii din Cara Severin și mă bucur că împreună cu Primăria Constantin Dalcoviciu, iată că am reușit să împlinim un vis a acestei comunități. Nicu Angel Ministeru a fost fără îndoială unul dintre cele mai reprezentative personalități ale folclorului bănățean, spun eu, din toate timpurile, pentru că plecat de vreme din acest sat a reușit să colinde lumea și să ducă folclorul bănățean pe cele mai înalte culmi. Din România și până în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, acest om, care a avut un talent nativ, a luat instrumentul său de aur, saxofonul, și a făcut cinste acestei comunități. Iată că astăzi, la final de august 2024, Primăria și Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii din Cara Severin a reușit să organizeze acest festival. Un festival, spunem noi, care era binevenit, nu neapărat pentru a aduce un omagiu, nu doar pentru a aduce un omagiu acestui mare instrumentist al baratului Nicu Angel Ministeru, dar și pentru a promova tinerile talente. Una dintre premizele mele de la venirea la conducerea Centrului de Creație și Cultură a Cara Severinului a fost să promovez tinerile talente, lucru pe care sper că în timpul care a trecut am reușit să o facem prin prezențe nu doar în festivalul național și internațional, la Târgul de Turism de la București, dar mai ales prin evenimentele care vor urma. Astăzi am alături de mine câteva tinere soliste sau viitoare soliste vocale care au îmbrățișat această pasiune, spun eu, unică, venind din mai multe zone geografice și folclorice ale țării. La acest festival o să stau de vorbă cu ele, vă mărturisesc că eu, în prima zi a festivalului, nici măcar nu am avut timp să le mulțumesc în numele Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii din Caraș, pentru că împreună cu părinții lor au venit la acest festival. Să știți, dragi telespectatori, că prezența în cadrul unui festival necesită foarte multe eforturi din partea familiei. Știm foarte bine că instituțiile de cultură, mai mult sau mai puțin, pot sprijini doar până la un moment dat un act de cultură. Aici intervine implicarea familiei și cred că se cuvine în numele lor, pentru că ele au foarte mari emoții, să le mulțumesc și părinților care și-au răpit din timpul sau și-au luat liber de la lucru, să vină de la sute de kilometri să facă onoare, spun eu, acestui festival. Ieri am avut așadar concursul propus la acestui festival și ne-am bucurat de prezența oficialităților județului, de un număr mare de spectatori, dar mai ales de un concurs foarte, foarte, spun eu, profesionist. Pentru că jurul de specialitate, vreau să vă spun că a terminat târziu noapte de deliberat. Asta demonstrează încă o dată că prezența celor peste 30 de concurenți în acest festival a fost de bun augur și că acest festival se cuvenea să aibă loc. Dragile mele, bine ați venit în Banat, bine ați venit în Maciova, satul de unde, așa cum am spus, marele instrumentist Nicu Angel Ministeru a plecat și unde, iată că s-a întors prin prezența acestui festival, în memoria noastră. O să încep cu Denisa Elena Fărădeanu. Spune-te, rog frumos, câți ani ai? Din ce zonă geografică vii și după ce mai lisipim emoțiile o să-ți mai pun câteva? Am 17 ani și vin din Gorj, Târgu Jiu. Ok. La 17 ani știm foarte bine că tinerii stau pe rețele de socializare, fac TikTok-uri, numai de folclor nu le-au. Dincolo de prezența ta deosebită în cadrul festivalului, am observat că există o rigoristate pe care tu o abordezi, adică dincolo de ținuta pe care o ai, de repertoriul ales, e clar că în spatele acestei performanțe ale tale se află multe ore de muncă. Spune-te, rog frumos, faci o școală de specialitate, care este întâmplătorul sau mentorul tău artistic? Da, fac la Școala Populară de Arte din Târgu Jiu, Constantin Brâncuș, iar mentorii mei sunt doamna profesor Cristina Boian și domnul corepetitor Vali Zorzon. Ok, o să te întreb sincer, așa cum am spus și înainte de această emisiune,
Cum se pare Banatul? Voi întâlnii sunteți mai iuți așa. Cum se pare Banatul? Este un pic mai așezat așa. Sigur, dincolo de sincopele primei ediții, noi am încercat să fim niște gazde, să spun eu, primitoare și sperăm că am reușit lucrul ăsta. Cum se pare atmosfera festivalului? Mi-a plăcut chiar foarte mult și nu mă așteptam să fie chiar atât de frumos. A fost minunat. Ok. Aș mai vrea să te întreb ceva. Cum ți-am spus, sunt foarte mulți tineri care abordează alte genuri muzicale. La ce vârstă ai început să iubești folclorul? Pentru că nu poți cânta doar executând. Trebuie să ai în sânge. Și de unde vine această pasiune? Ai în familie, rude, părinți, bunici care au cântat sau îmbrățișat? Da, bunica mea a cântat. Doar că ea se trage de la mine dinți. Eu crescând în Gorj, mai mult m-a atras zona aceasta. Eu am cântat de la vârsta de 7 ani, doar că de mai micuță mă atrăgea în mod special folclorul. Iar bunica mea m-a dus prima oară la Palatul Copiilor din Târgu Jiu și acolo s-a văzut că am așa o urmare către muzica populară. Și la festival cu cine ai venit? Cu bunica și cu bunicul. Îi salutăm și pe bunica și pe bunicul și le mulțumim că și-au răpit din timpul lor și bunic. Să știi că se spune o vorbă, că părinții te iubesc, dar mai mult decât părinții, te iubesc părinții părinților, pentru că eu cred că nu există satisfacție mai mare decât să-ți vezi nepotul evoluând într-un concurs sau să-l vezi pe scenă. Nu vreau să știu ce sentimente nutresc părinții și bunicii. Eu îți mărturisesc că mi-a fost frică să mă îndemn copilul să abordeze această profesie, pentru că e foarte greu. Da. Mă uitam aseară la voi și îmi dădeam seama prin câte stări sufletești treci un artist și prin câte stări sufletești treci un părinte. Pentru că, vezi tu, joiul până la urmă vine de cine. Există și o dată de subiectivism. Niciodată nu o să fie toți câștigători, niciodată nu o să fie toți perdanți. Dar cu siguranță o să fie toți oameni care învață la fiecare festival sau la fiecare lucru. Aș vrea să te întreb ce înseamnă pentru tine costumul popular pe care îl porți în festivaluri sau în aparițiile artiste? Costumul popular pentru mine înseamnă familie, pot să spun. Adică mi este foarte familiar. Și iubesc de fiecare dată când îl port pe mine, simt o emoție foarte mare atunci când îl îmbrac și de fiecare dată mă bucur pentru că am primit de la bunica mea și de la străbunica mea costumele. Bine, nu vreau să monopolizăm discuția, pentru că uite, mai avem două colegi de-ale tale și mai avem și alte colegi în cadrul acestei emisiuni. Aș vrea să ne transmiți un gând bun și aș vrea să spui ceva, pentru că să știi că eu mă lovesc de foarte multe ori. Mă lovesc de acest impediment, de a încerca să le explic tinerilor că, la fel ca și celelalte genuri muzicale, folclorul rămâne fără îndoială una dintre cele mai importante cărți de vizită pe care le are țara asta și că întotdeauna cultura și folclorul a fost unul dintre cele mai buni ambasadori pe care a avut România. Ce ai vrea să le transmiți celor care, în timpul în care voi repetați, în timpul în care faceți vocalize, pentru că v-am văzut ieri pe fiecare pe un colț cu familia, încercând să vă aranjați de la coafură, la ținută, de la vocalize, la emoțiile pe care le ai firești. O să te rog să mă ajuți să încercăm, ca prin mesajul tău, să încercăm să-i călăuzim, poate impropriu spus, pe tine și spre acest gen muzical, pentru că, vezi tu, există atâtea genuri muzicale și în ziua de astăzi folclorul este atât de diferit perceput. Ca să nu spun altceva, există genuri muzicale care au invadat folclorul românesc și nu este doar zona Banatului, asta se întâmplă peste tot la nivel național. Eu îți spun sincer, pentru mine voi sunteți niște eroi, voi cei care faceți folclor. Și eu, de 2 ani de zile, de când încărmuiesc această instituție de cultură în care, ca obiect de activitate, avem principal folclorul, mă uit la tineri și văd cu ce eforturi încerc să-i aduc încât un festival sau încât un spectacol. Și îți mărturisesc că mi-e foarte greu când întâmpin ostilitate de multe ori din partea tinerii care îmi spun eu vreau altceva să cânt sau pe mine nu mă interesează asta.
Pentru că ești un om care cu siguranță deja ai 17 ani și îți doresc multă sănătate și o carieră pe măsura dorințelor. Mulțumesc! Tale. Eu cred că cel mai bine ar fi, cred că deja ți-ai definit drumul, cred că asta vreți. Da. Cred siguranță. Mie spunea bunica mea, Dumnezeu să ierte, când mi-a spus că vreau să mă fac artist, mi-a zis, bine, mumo, fă-te artist, dar fă și o meserie. Eu cred că a fi artist este o mare șansă pe care mi-a dat divinitatea, pentru că nu ai cum să faci, chiar dacă nu performezi, nu ai cum să faci dacă nu ai acel har nativ pe care ți-l dă divinitatea. Spune două vorbe celor care, poate și pe tine te opresc în clasă, ești la liceu, nu? Da. Te întâlnești dimineața cu colegii tăi care au ultimul model de telefon, care stau pe TikTok și te văd pe tine venit de la un festival cu codițe în costum popular. Ce le spune celor care de multe ori poate te blamează? Ce înseamnă pentru tine și ce ar trebui să însemne pentru tine folclorul? Aș dori să le transmit să nu renunțe la folclor. Este foarte important pentru că folclorul ne reprezintă pe noi, ca români în special. Muzica populară este... este ceva care ne semnifică ca români. Denisa, îți mulțumesc și încă o dată îți mulțumesc ei și familiei tale. Undeva în spatele camerelor de filmat, probabil că este bunica sau bunicul. Le mulțumesc pentru că au făcut acest efort de a veni aici, în inima Banatului. Se spune că aici, în Gugulania, aici, zona asta Banatului, se numește, este fala Banatului, aici, la Gugulani, și cel puțin în această localitate, măcar dacă un membru al familiei nu cântă, aproape că este marginalizat de către comunitate. Îți mulțumesc că ai venit la acest festival. Eu sunt convins că fiecare dintre noi vom pleca de aici cu experiență în plus. Da. Și vreau să spun ceva, așa cum am spus-o de fiecare dată, la toate evenimentele și la toate festivalurile, să știi că câștigați sunteți voi, cei care sunteți aici. Iar cei care nu s-au înscris, deși anul acesta mi-am avut o prezență foarte mare de înscris în concurs, eu am spus-o întotdeauna, când am văzut într-o sală de spectacol, scaune goale, fie la un spectacol de teatru sau fie la un spectacol de folclor sau un alt gen muzical, am spus, mi-am spus spectatorilor, scaunele astea goale pe care le vedeți, să știți că sunt scaunele celor care au pierdut ceva în viață. Da. Pentru că a participa la un eveniment înseamnă a te îmbogăți sufletești. Eu îți mulțumesc că ai fost în această zi alături de noi. După această emisiune o să avem și o sesiune foto, o să mergem mai departe și o să o întrebăm pe Diana Lișete, unde vine, câți ani are și cum de... Totuși, la August, de ce vârstă are? În primul rând, bună ziua și bine v-am găsit! Sărbătoare, am 16 ani și vin din localitatea de Leni, județul Mureș. Județul Mureș, da, să știi că acolo la Mureș eu am făcut a doua facultate pe Mureș și am învățat ceva. Atunci când intri în magazin, mai întâi spun teșec vă rog, dar niciodată nu se supără dacă le spui că nu știi limba maghiară și am învățat ceva în 4 ani de zile cât am stat în Târgu Mureș, am învățat că respectul este una din virtuțile acelei zone. Oamenii știu să se respecte. N-am văzut hârtii pe jos, n-am văzut oameni certându-se, am văzut doar zâmbete. Și mi-am dat seama ce înseamnă educația Mureșului și în județul Mureș și un județ binecuvântat. De fapt, țara asta e frumoasă. Am fost de unăz în Bucovina și vreau să vă spun că am înțeles încă o dată de ce vin canadienii și americanii peste ocean să vadă Bucovina și noi trecem pe lângă mănăstirile capodopere UNESCO și de multe ori și ceva, nici n-am știut că la mine în localitate există câte un schiță, câte o mănăstire. Mureș e un județ minunat și în Mureș am foarte mulți prieteni și mă bucur că ai venit tocmai de acolo. Teșec, vă rog, spune-te rog frumos, cum ți s-a părut festivalul? A fost o experiență foarte frumoasă. Este pentru prima dată când mă aflu în Banat și mă bucur că a fost aici, la acest concurs frumos. Bun, ok. Diana, spune-mi, te rog frumos, la ce vârstă te-ai apucat de cântat sau la ce vârstă Dumnezeu le-a arătat părinților tăi că tu trebuie să urmezi acest vis? A fost la vârsta de 3 ani. Wow! Da, foarte devreme.
datorită familiei, pentru că în familia mea folclorul este foarte iubit. Eu știu, personal, și asta am învățat și mă bucur că am învățat, dacă eu sunt manager unei instituții de cultură, nu dirijez ca alți manager. Am mai avut oameni care au zis, domnule, dacă sunt director, pot să dirigez orchestră. Dar am aflat de la cei cu experiență, inclusiv de la cei din juriu, eu am aflat că vocea este în schimbare la o anumită vârstă. Cum a fost trecerea de la vocea aceea prematură la vocea pe care acum clar îți este definită? Încă nu este definită, e aproape, este pe sfârșit, încă mi se schimbă vocea, însă a fost destul de greu pentru că a trebuit să-mi găsesc melodii care să mi se potrivească în acel moment. Am înțeles. Spune-te-o frumos, ești cumva la o școală populară de artă sau studiezi undeva? Eu studiez la Colegiul Național de Artă Târgu Mureș. Și acolo ai astăzi cine da, este? Pe domnul profesor Marian Sumeșan. Așa. Ce aș mai vrea să te întreb? Cu cine ai venit la festival? Am venit cu mama mea, ca de obicei. Spune-mi, te rog frumos, dacă te-ai gândit vreodată să renunți la folclor și să încerci alt gen muzical? Nu m-am gândit să renunț niciodată la folclor. M-am gândit că s-ar putea vreodată în viață să cânt și alt gen muzical, însă folclorul va rămâne în sufletul meu întotdeauna și îl voi cânta cu drag toată viața. Eu am fost la Târgu Mureș la o expoziție de costume populare și acolo am cunoscut o doamnă dintr-o localitate, îmi scapă numele, și a făcut o demonstrație și am văzut că pe parcursul unei treci zile ea a reușit să facă doar o bucățică, cam așa, o floricică din ce ai tu așa pe costum popular. Și aș vrea să te întreb de unde ai costumul popular și vechimea lui, pentru că știu că majoritatea dintre voi și cu, din nou cu efortul părinților, am aflat încercând de curând să achiziționez la instituția pe care o am un număr de costume pentru un muzeu al centrului, am aflat că o ie poate pleca de la o sumă foarte mare. De când ai costumul și de unde? Acest costum este un costum foarte vechi. Este, cătrencele sunt a străbunicii mamei mele. Străbunicii da. Mamei tale. Deci da. Mă gândesc că sunt ceva, cam așa, 100 de ani cel puțin. Da, da. Și am avut norocul ca bunica mea să aibă talentul de a coase. Iar toate costumele mele sunt făcute de ea. Spune-mi un gând pentru cei care vor să facă folclorul și un gând pentru tinerii care, poate e abrupt spus, dar eu cred că mulți dintre tinerii sau colegii voștri se uită așa mai de ochi la tine. Hai, domnule, tu știi la festival, unde la Maciova, unde e aia? În care se vedem, cine e ăla, ce cauți acolo? Și te îmbraci, țărănește, cum am auzit. Da, mă îmbrac. Păi uite, eu mi-am luat ultimul model de telefon sau uite ce Adidas de firmă mi-a cumpărat el. Iar tu păstrezi sau voi păstrați cu sfințenie aceste costume. Spune-mi, ce le-ai spune celor care nu cred în ceea ce faci tu? Într-adevăr, au fost colegi, chiar colegi de mii de clasă, care spun că muzica populară, în general, este veche și ascultă doar oamenii mai în vârstă. Însă eu susțin și ce a zis Denisa, că românii, adică folclorul reprezintă România și orice român ar trebui să dea importanță folclorului, pentru că este o parte foarte importantă. Într-adevăr, este din bătrâni, însă ar trebui păstrat în continuare încă atâți ani cât s-a fost până acum. Eu nu pot decât să-ți mulțumesc, Diana, pentru că iată că vii dintr-o altă zonă binecuvântată a României, aici, la noi, în Banat, și că eu zic că fiecare dintre voi și toți, la un loc, ați făcut cinste, cum zicem noi, bănățenii acestui festival. Și acum o să vorbim cu Andra Maria Sabău. Vreau să vă spun, dragi telespectatori, că pe Andra am cunoscut-o ieri, acolo unde era cazată, și vreau să vă spun un lucru extraordinar. A fost unul dintre tinerii care m-a salutat fără să mă cunoască. Și știi ce înseamnă asta, oameni buni și frumoși, așa cum îmi place mie să spun? Asta înseamnă că țara asta nu e pierdută. Pentru că acești tineri, peste câțiva ani de zile, vor fi părinți și vor educa și ei, la rândul lor, așa cum au fost educați. Eu vreau să spun că mă bucur sincer că te-am cunoscut ieri pe holuri acolo și
am întrebat la un moment dat pe cineva, domnule, fata asta cine este? Și este una din concurente. Oh, ok. Andra, spune-mi, te rog frumos, câți ani ai, din ce zonă folclorică și geografică vii și mai ales de cât timp te apără? Bună ziua din nou. Am 16 ani, vin din Bihor, chiar din zona Biușului, pe care o reprezint prin costumul meu. Și când m-am apucat de cântat pe zona artistică mai mult, am început cu pianul la 5 ani, iar apoi profesorul meu de pian mi-a descoperit talentul spre muzică, spre solist, și la vârsta de 7 ani am început să cânt muzică populară. Da. Auzi, vreau să te întreb ceva, dar vreau să fii sinceră, pentru că să știi că emisiunea asta o să vadă foarte multă lume. Și vreau să te întreb ceva. Spune-te, rog frumos, care a fost momentul, sau dacă au existat momente în urma unui festival în care te-ai simțit, să spun eu, nedreptățită? Ce te-a determinat să mergi mai departe? Eu îți spun, eu dacă aș fi părinte, și sunt părinte, eu nu știu dacă aș avea capacitatea sau, nu știu, puterea sufletească pe care au acești părinți care stau în spatele vostru sau în spatele luminilor reflectoarelor și așteaptă verdictul unui juriu. Cunosc atâția oameni. Uite, chiar aici în sală este unul dintre oamenii pe care l-am cunoscut odată cu venirea la centru și vreau să spun că omul ăsta își duce copilul. E vorba de domnul Bojimir, duce copilul peste tot. Eu am văzut pe omul ăsta stând de dimineața până noaptea, stând în mașină, plimbându-și copilul pe la toate evenimentele. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă efort, înseamnă cheltuieli, înseamnă... Am înțeles că ai venit împreună cu părinții, ați făcut un efort să venit. Dom'le, eu m-aș ridica în picioare de fiecare dată, dar nu numai în fața voastră, și în fața părinților. Spune-te, rog frumos, care a fost momentul sau care este determinarea cu care o iei de fiecare dată de la capăt? Într-adevăr, sunt foarte, foarte multe nedreptățiri peste tot, și la spectacole, și la concursuri, dar până la urmă nu avem ce să facem, trebuie să trecem peste. Viața merge înainte, dar noi trebuie să... Noi, cei care cântă și folclor și orice fel de moment ar avea și s-ar simți așa, lăsat la o parte, nedreptățit, ar trebui să continuăm, pentru că unii oameni sunt subiectiviști, poate nu vor, pur și simplu nu le-au plăcut de tine și nu vor ori să-ți dea premiu, ori a vrut să spună bețe în roate la festival, depinde acum de fiecare, dar totuși viața merge înainte, nu trebuie să rămânem blocați pe un singur moment. Minunat. Eu vreau să spun că tu, de când te-am cunoscut ieri, pentru mine ești o lecție de viață și m-aș bucura. Mulțumesc frumos. M-aș bucura să fie și fiul meu așa lângă mine, pentru că câțiva ani de zile l-am tot întrebat ce vrea să facă când e mare și a zis că are timp. Și timpul, să știți că nu se joacă cu niciunul dintre noi. Aș vrea să te întreb ceva, pentru că ieri te-am văzut înainte de festival, în camera acolo, trecând pe lângă tine, ducându-mă și eu în camera mea să mă schimb, te-am văzut făcând vocalize. Ce înseamnă pregătirea unui moment artistic într-un festival? Sau cât durează pregătirea? De la alegerea repertorială până la, până la prezența în cadrul festivalului? Este foarte, foarte multă muncă în spate și nu doar munca mea, este și munca profesoarei mele, doamna Turga Ana Maria. Este și efortul părinților, dar până la urmă și efortul meu contează, dar durează destul de mult pregătirea. Alegerea repertoriului poate să fie grea, mai ales cu schimbarea vocii, cum a spus și colega mea. Sunt destul de greu de găsit piese care să meargă la vocile noastre. Iar apoi trebuie lucrate, bucățică cu bucățică, vocaliză cu vocaliză. Sunt vocalize speciale care vor ajuta la interpretarea cântecului, dar până la urmă eu zic că se merită orice muncă ar fi. Iar de obicei, înainte de spectacole, orice artist face vocalize, gâtul trebuie încălzit pentru a nu fi forțat în timpul concursului, spectacolului, etc. Uite, o să vă spun și vouă și o să spun și telespectatorilor că și eu mulți ani de zile am cântat, n-am făcut-o dintr-un considerent neapărat profesionist, am făcut o școală populară de artă, secția canto, am fost obligat să cânt pentru că remunerația mea ca actor debutant la vremea respectivă nu-mi permitea să am un trai decent. Și am cântat mulți ani de zile și am cântat folclor. Doar că
Eu zic așa, că una dintre marile calități a unui artist este nu neapărat să-și cunoască calitățile, cât defectele. În concurs a existat ca și tematică, una dintre melodiile era o baladă sau o doină. Ce înseamnă pentru tine și pentru voi balada sau doină? Doina este un cântec prin care putem să exprimăm mult mai multe decât pe un cântec ritmat. Este interpretat cu un anumit ton, cu o tonalitate, cu expresivitate. Avem nevoie de toate calitățile pentru a putea transmite și publicului ceea ce încercăm să le transmite prin acea doină. Ok. Andra, nu o să mi-au rămas bun de la voi, neîntrebându-vă pe toate trei, dincolo de competiția în care ați intrat, pentru că un festival înseamnă poate și orgolii, poate și animozități. Am văzut ieri, eu așa din spate organizând tot, am văzut și zâmbete mai puțin sincere și am văzut și animozități, am văzut și niște cuțite aruncate unul altea, am văzut niște nemulțumiri, poate a unora dintre voi. Există, poate datorită tehnicii sau poate datorită faptului că unii dintre voi ați avut posibilitatea să evoluați afară, unii n-ați mai apucat pentru că a venit acea furtună. Până la urmă, aș vrea să vă întreb ceva. Când plecați din acest festival, astăzi am văzut trei artiste care au vorbit foarte frumos una despre alta. Până la urmă, aceste festivaluri leagă prietenii, nu? Da. Deci voi peste câțiva ani de zile, când o să vă întâlniți în sala Palatului, să spuneți, bă, ne-am întâlnit la Maceva, acolo unde am fost în Banat, ne-am întâlnit și ne-am cunoscut acolo. Unele dintre voi vă cunoașteți dinainte? Da, toate trei ne cunoaștem, de la alte concursuri. Wow, asta este foarte ok. Și nu e mare lucru. Eu știu că artistele spun, domnule, aia e bună, nu vin eu la concurs. Nu? Că poate nu iau premii. Bun, nu o să mi-au rămas bun de la voi decât mulțumindu-vă încă o dată vouă, părinților voștri, bunicilor voștri, dascălilor voștri, mentorilor voștri artistici, și aș vrea să încheiem acest interviu de suflet așa pe care l-am cu voi, cu fiecare dintre voi să ne dăruiți ce știți voi mai bine, da așa, acapela, chiar fără microfon, o strofă dintr-o melodie. Faceți abstracție de faptul că în spatele camerilor sunt bunicii sau părinții, sunt convins că sunteți toate trei frumoase și poate că sunteți și la vârsta la care fluturii vă zboară așa prin stomăceli și poate unele dintre voi v-ați îndrăgostit. Spuneți-vă, rog frumos, o strofă dintr-o melodie pe care nu aude nimeni decât voi și sufletul vostru, pe care vreți să o transmiteți. Pentru că să știți că ce facem noi acum, o înregistrare sau o poză face cât 1000 de cuvinte, să spunem, în prezent. Și la această emisiune, noi o să vă și trimitem vouă, după ce o montăm, domnul Doru Călina, care îi mulțumesc, și Cătălin Roșu, din echipa tehnică a centrului care ne filmează și ne fac toate evenimentele, au fost o săptămână, vă spun, la Hercules, unde am avut peste 1300 de participați pe festival de peste o zile și am avut țări, Mexic, Columbia, oamenii ăștia muncesc și după ce vor termina montarea acestei zile, noi o să vă dăruim, dar o să avem și noi. Nu o să puteți să renunțați la asta, spuneți, nu vă dăm drepturile de autor asupra ei. Sunt sigur că veți fi mari artiste, nu o să puteți să spuneți, domnul Dan, vreau emisiunea să o ștergeți pentru că acolo am zis nu știu ce. Hai spuneți câte o strofă să încheiem, pentru că voi înainte de toate sunteți artiste. Să încheiem cu o strofă. Ce vreți voi? Există zona Bihorului, zic bine, trăgănată sau cum se numește genul la muzical? Da, da, există și trăgănată și doane, dar la trei nu sunt. Ce vreți voi? Ce vreți voi? Și Ana și Diana și Denisa, o strofă din ce vreți voi, ca să ne luăm mai bun de la această emisiune în stilul artistic, caracteristic, care vrea să înceapă. Doar rugămintea mea este să nu cântați nimic cu accent de manele. Afară-i lună și bine, nu mai vine.
Ia și bine, ne-om luam. Ia și bine, ne-om luam. Ie nu bade, ne-om lăsa. Să nu trăim într-un sat. Bravo! Puteți să aplaudăm, nu? A. Mulțumesc frumos! Bravo, mulțumesc! Mă, nu știu dacă poate asta este conștient, dar acum e cântatul dacă nu vine clar, clar de perfect. Bine, cine vrea să cânte mai departe? Frunzulița mai răcine, cine a lăsat dor pe lume? Frunzulița mai răcine, cine a lăsat dor pe lume? Dorul și cu dragostea, că-i plină lumea de ea. N-are leac nici vindecare, uscă omul din picioare. Lelelele și iar lele, vai de om cu doruri grele. Lelelele și iar lele, vai de om cu doruri grele. Câte ofuri am oftat pentru o fată dintr-un sat. Câte ofuri am oftat pentru o fată dintr-un sat. Ne-am iubit și ne-am lăsat, dragoste mult am stricat. Ca șas fetele frumoasă, te iubesc și-apoi te lasă. Lelelele și iar lele, m-ai lăsat cu doruri grele. Lelelele și iar lele, m-ai lăsat cu doruri grele. Bravo, mulțumim! Să știi că și la mine, barat, este o expresie, voi spuneți lelelele, noi în partea anului zicem lelelele. La urma urmei, acel strigăt pe care îl spun oamenii care iubesc, asta este una dintre marile caracteristici ale poporului ăsta. Doamne, noi am fost cotropiți de otomani, am fost de austro-ungari, dar nu ne-am pierdut identitatea. Și iată că, din ceea ce faceți voi, încă și încă o dată renaște și confirmă că țara asta își are originile ei bine, bine împământenite și că chiar dacă a vrut Traian să vină să ne cotropească, ăștia mai puțini așa de ceva nu i-au lăsat și noi rămânem cu identitatea națională. Eu cred așa, că ortodoxismul și tot ce înseamnă națiunea asta română este salvarea acestei țări. Suntem cotropiți de tot felul de curente religioase, există tot felul de curente neoprotestante care vin și ne explică că Dumnezeul nostru nu este ăla pe care l-am înțeles noi. Eu cred că Dumnezeul nostru este ăla care l-am primit de la rugăciunile bunicilor, străbunicilor noștri și că trebuie să ne păstrăm identitatea națională și să nu-i lăsăm nici pe americani, nici pe alte naționalități să vină să ne spună cum e la ei. Haideți să-i primim la noi și să le arătăm că țara asta e mai importantă, nu doar și nu contează doar numărul de locuitori a unei țări, contează cât este de puternic poporul ăsta ca esență și ca filor național. Hai să încheiem în Bihor, așa, ca la Beiuș, că voi vorbiți ran, dar și când spuneți... Drag mi-o fost de cai bunii măi. Drag mi-o fost de cai. Să le dăm
Iar pe verde dintre prunima. Mulțumim mult de tot! Oameni buni și frumoși, încheiem prima parte a acestei emisiuni, Maraton, cu aceste perle muzicale pe care aceste tinere le-au dăruit maciovenilor și bănățenilor aici în inima Banatului la Bugulani. Mulțumesc încă o dată că ați fost la festival, vă aștept diseară la Gala Laureaților și nu uitați. Fiți buni, așa m-a învățat bunica mea, de fiecare dată când plecam din oborul ei, fii bun, zice maica, că asta nu costă nimic. Fiți bune, așa cum v-am cunoscut eu astăzi, pentru că să știți că cel mai mare pașaport pe care îl aveți în fața oamenilor și în fața divinității este bunătatea. Vă mulțumesc și ne vedem de seara la gara.
Oameni buni și frumoși, așa cum îmi place să spun de fiecare dată, iată că continuăm, spun eu, acest maraton cultural. Pe lângă cele două zile ale festivalului concurs Nicu Angel Ministeru, pe lângă concursul propriu-zis, gala festivalului, mai avem, spun eu, încă un moment pe care vrem să-l punctăm în acest festival, aceste interviuri pe care ni le acordă participanții în concurs a acestui festival. Ne-am întâlnit ieri cu peste 30 de participanți în cadrul unui festival și am spus-o și în prima parte a acestei emisiuni că jurul a stat până târziu în noapte și au fost discuții aprinse vis-a-vis de jurizarea acestui festival concurs, pentru că foarte mulți dintre participanți, spre bucuria și surprinderea noastră a organizatorilor, Primăria Constantin Daicovici și Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii din Caraș-Severin, pe care îl reprezint vremelnic, ne-am bucurat că au fost foarte mulți participanți și că misiunea jurului a fost aproape imposibilă de a delibera, pentru că, deși am acordat pe două secțiuni, atât la secțiunea instrumentală, cât și la secțiunea solist vocal, atât marele premiu, cât și locul 1, 2 și 3 și premii speciale, sunt foarte, foarte mulți concurenți în acest festival, mai mult decât bun, spun eu, poate chiar care au excelat în seara care a trecut aici la Macova. Am avut și prezența oficialităților județului, am început acest festival cu o slujbă de pomenire, cu un parastas, așa cum se spune la noi, la Ortodox, în fața căminului de aici, din cartierul Macova, satul Macova, în fața bustului lui Nicu Angel Ministeru, i-au cântat și cred că doinele care au fost interpretate de taraful din Macova a ajuns până sus în cer la sufletul lui Ministeru și l-au pomenit soborul de preoți care a fost ieri aici prezent, căruia îi mulțumesc, le mulțumesc atât lor, cât și Episcopiei Caransebeșului, cu care centrul are o relație mai mult decât cooperantă. Dacă ne-am întâlnit în prima parte a emisiunii cu trei fete talentate din Gorj, din Mureș și din Bihor, iată că ne întoarcem, zic eu, în Banat, pentru că nouă bărățenilor ne place să spunem că Banatul e Fruncea. O să încep să intervievezi prima invitată, pe Maria Rusnac, o fată pe care am cunoscut-o acum vreo 2 ani de zile și care, așa cum îmi place să spun, pe lângă faptul că e frumoasă, talentată, mai are și un mare noroc. Are o familie care, până în momentul în care ea își va câștiga existența, pecuniar vorbind, are susținerea familiei și eu nu pot, așa cum am spus-o și în prima parte a interviului, decât să mă înclin în fața părinților care sprijină și care sunt alături de copiii lor. Vreau să vă spun, oameni buni, că în spatele reflectoarelor și în spatele scenei există un al doilea spectacol. Dacă acești tineri în fața juriului sau în fața spectatorilor evoluează, în spatele scenei, în sală sau în spatele reflectoarelor, există un al doilea spectacol, spectacolul sufletelui. Spectacolul în care părinții se roagă, își frământă mâinile, de multe ori plâng, de multe ori își ascund dezamăgirea, chiar dacă o simt, și dau încredere copiilor lor, pentru că a fi părinte este cea mai mare menire și cel mai mare dar pe care îl lasă Dumnezeu pe pământ. Pentru că o pomenesc poate prea des pe bunica mea, bunica mea spunea în felul următor, am întrebat odată când eram tânăr dacă noi suntem bogați. Și bunica mea mi-a răspuns, suntem cei mai bogați pentru că am copii și am nepoți. Pentru a nu mă emoționa foarte tare, o să-i spun Mariei Rusnac, bine ai venit, Maria, îți mulțumesc că ești și de data asta în cadrul acestui festival și mai vreau să-ți mulțumesc pentru ceva. Că eu am avut posibilitatea, cunoscându-te, să văd două adolescente care definesc foarte bine ce înseamnă folclorul și ce înseamnă vibe-ul și comportamentul adolescenților. La un moment dat și te-am recunoscut într-un festival pentru că ai venit într-o pereche de blugi, erai foarte fancy și m-am uitat și am zis, wow, cine-i fata asta? După care te-am văzut schimbată total, dar în decurs de 10 minute, în costum popular și te-am mai văzut și într-un costum autentic,
a comunității ucrainene și am zis, Dumnezeule, păi ce poate fi mai frumos decât să vezi o fată frumoasă purtând cu atâta eleganță costumul popular? Și te-am mai recunoscut sau nu te-am recunoscut într-o ipostază și ți-o mărturisesc acum pentru prima dată. Nu cred, și eu crede-mă că sunt dansator și prin natura contextului în care sunt acum, văd mulți dansatori și în țară, nu cred că am văzut în viața mea 4 sau 5 tineri care să danseze cu mai mult profesionalism și mai multă eleganță decât tine. Și arătam Lilianei Laichici la un festival la Caransebeș, uite-te la fata asta cum își poartă opinca. Dom'le, să dansezi pe vârfuri aproape, să levitezi, cum se zice în termeni ăștia, crede-mă, eu nu pot decât să mă bucur și să spun că părinții tăi sunt norocoși, că tu ești un copil care, când ești așa cum vor colegii tăi de liceu și când ești omul care iubește folclorul, să dăruie. Bine ai revenit, zic eu, că vorba aia, tu ești o prezență constantă în festivalul. Ia spune, te rog frumos, câți ani ai, nu te întreb de unde vii, că poate îl supăr pe tatăl tău, că tu vii din inima Banatului, din Gugulania, cum se zice la noi în Banat. Există bănățeni și există șefii bănățenilor, Gugulani, da? Ce vârstă ai și de la câți ani cânți? Am 14 ani și am început să cânt de la 3 ani jumate. Aș vrea să te întreb, te-ai gândit cumva ca o alternativă, pentru că știm foarte mult și eu am, să zic așa, mi-am subliminal, mi-am transmis copilul meu, e bine să facem, dacă vreți, o meserie în latura artistică, dar vă spunea, faceți și o meserie. Te-ai gândit cumva, pe lângă pasiunea pentru cânt și dans, să îți călăuzești pasii spre o profesie anume? Da, eu sunt de părere că muzica va rămâne întotdeauna o pasiune și nu o meserie. Și întotdeauna mi-am dorit să am o ocupație, iar muzica să rămână o pasiune. Și la ce te gândi? Ce vrei să faci tu când ești mare, cum zicea Tacrândău? Probabil o să merg pe calea pe care am mers și părinții mei și o să devin polițistă, pentru că îmi place foarte mult uniforma. Spune-te un pas, Maria, pentru că am dezvăluit faptul că tu, pe lângă muzica, pe lângă folclor bănățean, cânti și melodii din repertoriul comunității ucrainene. Care e legătura de tine și această comunitate? Bunicul meu vine dintr-un sat de ucraineni, din România, din Copăcele. Și mama mea nu vorbește ucraineană, dar eu am hotărât să mă atașez și de cultura ucrainenilor români. Cum este ca tânăra interpretă să se despartă de costumul popular bănățean și de salba de galbe pe care o au cu gulanii la zâta șacafală și să-și ia acel costum emblematic al comunității ucrainene care este cu totul altceva? Și culmea, trebuie să schimbi și comportamentul și... Nu este foarte complicat, pentru că eu, de mică, când și limba ucraineană, am fost în Ucraina acum câțiva ani și, la fel, am cântat în limba ucraineană și m-am obișnuit în timp. Nu mai este atât de complicat cum era la început. Ok, nu te întreb cum e numai ceva, că mă gândesc că ai trecut pe aici, da? Și tatăl tău, pe natura meseriei, a venit și când a văzut, când a avut, probabil. Important este că ești aici. Ce înseamnă pentru tine și acest concurs? Acest concurs este o oportunitate de a-mi demonstra că pot mai mult, că pot câștiga un premiu. E important, așa cum a spus colegilor tale din țară și cum ne spun și colegilor de lângă tine de la această masă de studiu, în amenajat aici în căminul din Macela, o să spun așa, nu vă opriți, la fel ca și sportivii, această pasiune pe care aveți este un blestem cu ghilimele de rigoare pe care le avem noi artiștii. Dar nu vă opriți și în momente de cumpără și în momente grele. Nu vă opriți, pentru că nimeni, dar absolut nimeni niciodată, nu o să vă ia dreptul să visați. Mulțumesc, o să mergem mai departe
și ne ducem și ne întâlnim cu Andrei, cu Gabriel, cu un tânăr din Mâdnicu Mare, un tânăr instrumentist, nu-i așa? Da. Un tânăr saxofonist care nu întâmplător este aici la Festivalul Național Concurs Nicu Anghel Ministeru. Cum îți spun apropiații, Andrei sau Gabriel? Andrei. Andrei. Andrei, câți ani ai și când ai pus prima dată instrumentul saxofonul în mână? Am 17 ani. Un pic mai aproape dacă vrei să ții microfonul. Și prima dată am cântat la 7 ani. Acum știu și eu de la dascălii de instrumente că se zice că de pe la 9-10 ani e bine să te apuci de cântat, pentru că instrumentul ăsta, saxofonul, necesită și un efort fizic, nu doar calități pe care trebuie să le ai artistice. Spune-te, rog frumos, ai avut vreodată intenția de a renunța, de a te opri? Da, am și renunțat la 8 ani. Ai renunțat? Da, a fost greu și m-am reapucat la 14 ani. Da, vezi, până la urmă am intuit acest lucru. Da. Nu am întrebat pe ceilalți interlocutori ai mei, dar te-aș întreba pe tine, care crezi că este importanța familiei în susținerea unui tânăr artist care vrea să pornească pe drumul ăsta, pe ascensiunea ta profesională? Pentru că îți spun, e foarte important, poate voi nici nu înțelegeți, vouă vi se pare o firesc al lucrurilor, ca părintele să-ți dea bani. Un instrument de suflat în ziua de astăzi nu costă 200-300 de lei. Știu că tot ce înseamnă accesoriile unui instrument de suflat, acele platine și plus permițele acelea care trebuie schimbate, adică există un efort pecuniar din partea familiei, trebuie să ai susținere. Tu te consideri norocos? Da. Că te susține familia? Da. Pentru că bănuiesc că instrumentul ăla nu ți-ai cumpărat tu singur, așa, la 9 ani de zile, ai zis, da, Moș Crăciun, ia dintr-un saxofon, ce saxofon ai? Un Yamaha. A, ia dintr-un Yamaha, așa, Moș Crăciun, și Moș Crăciun a zis, dom'le, dar nu trece prin horn, nu contează, lui doi, după aia lui strâmbi-o la voi. Nu, deci un instrument Yamaha nu costă 20 de lei și nici 30 de euro, nu? Da. Costă ceva, da? Deci primul instrument la ce vârstă l-ai avut? La 7 ani. La 7 ani ai avut primul instrument. Ok, există vreo diferență, întreb și eu că, uite aici, chiar nu mă pricep. Există vreo diferență, acum vedem că în muzica din Banat există diferite tonuri pe care le abordează anumiți instrumentiști. Una dintre, că suntem la festivalul Nicu Anghel Ministeru, una din caracteristice acestui mare artist este că el avea o personalitate a lui în a cânta, adică era inconfundabil acest mare saxofonist pe care l-a avut Maciova și Banatul. Timbrul acestui instrument și acestui mare instrumentist care este uit aici în spatele nostru și eu cred că se bucură că se întâmplă în aceste două zile acest eveniment aici la Maciova. Spune-te rog frumos, există diferențe la instrumentele de suflat între marca instrumentului și tonalitate sau din abajur sau din gură se schimbă? Este diferență foarte mare între instrumente. De tonuri, de așezarea clapelor, foarte multe. Tu ești, ca să zic așa, un tânăr care tranzitează o perioadă a folclorului bănățean. Cel din spatele nostru, plecat în lumea fără de dor și instrumentiștii mari Banatului pe care, iată că unii mai avem cu voia lui Dumnezeu, pe unii i-am pierdut, uite, noi i-am pierdut de curând pe Petricăvița, unul din mari teragutiști ai Banatului, care a fost angajatul nostru la centru și căruia nu putem decât să-i aducem recunoștință și o vom face în această toamnă și pentru festival național Petricăvița. Există o diferență foarte mare între genurile sau între modul de interpretare. Care este modul pe care îl abordezi tu cu mentorul tău? Ăla pe care îl cânta Floroni sau pe care îl cânta Luca Novac sau pe care îl cânta Nicu Anghel Ministeru? Sau ești obligat, datorită trendului, cum se spune acum, să abordezi genul nou muzical? Pentru că, vezi tu, e foarte greu. Tu ești pus între ciocan și nicovală, cum se zice în poporul român, vorba asta. Adică trebuie să cânți într-un festival și care este cerința jurului, dar dacă te duci la evenimente, și am înțeles că deja ai început să mergi la evenimente, nu poți să cânți o returnare de acum 20 de ani, că o să se supere solistul pe care l-ai, pentru că el știe că la piesa aia se cântă returnarea asta. Adică, băi, e foarte greu.
Da. Nu? Și care este genul muzical pe care l-ai abordat? Cel clasic, ca să spunem așa, sau trendul ăsta nou? Mie tot timpul mi-a plăcut cântecul autentic, dar timpul ne face să schimbăm, trebuie să cântăm ce se cântă acum. Am înțeles. Ce vârstă ai? 17 ani. Fă abstracție de faptul că poate mama sau tata te întrebă pe la evenimentele pe unde mergi așa mai, dai câte un număr de telefon la fete? Se întâmplă. Se întâmplă, da. Măi, eu cred că se întâmplă des, pentru că tu ești un băiat și frumos și mai ai o mare calitate. Ai un soi din ăsta de eleganță, așa l-am observat și ei, și în comportament și... Vezi tu, până la urmă, 7 ani ăia de acasă pe care îi primim de la familie, ăia sunt diploma către viață. Vreau să te mai întreb ceva și să-mi răspunzi sincer. Crezi că poți în ziua de astăzi să trăiești din muzică sau, așa cum a spus și Maria, te gândești să îmbrățișezi o altă profesie? Probabil dacă ajungi un instrumentist mare, poate poți trăi, da? Cam greu. Da, da. Știi că există foarte mulți mari instrumentiști ai Banatului care acum se duc în spitale din țară și din județ și sunt întrebați care este, dacă au cardul ăla de sănătate. Și majoritatea nu l-au și m-am întâlnit de curând, au venit la mine la centru, nu spun cine, pentru că este un mare solist instrumentist al Banatului, care mi-a zis că are nevoie de un ajutor. Trebuie să ne gândim de acum și la pensie, știi? Că Dumnezeu are grijă de noi, dar nu ne bagă în traistă, știi? Da. Te-ai gândit să abordezi vreo meserie, o altă profesie, în afară de pasiunea asta pentru... A, m-am gândit. Cam ce? La silvicultură. Silvicultură. Mai să dea Dumnezeu să prinzi, că la cât ai ăștia pădurile, să nu fi nevoit să creați un departament de... repopularea pădurilor din România. V-am zis, am fost de curând acum prin țară și am văzut niște dealuri cam bărbierite așa. Bun, aș vrea să încheiem scurtul interviu pe care l-am cu tine cu un gând pentru colegii care au fost, să spunem, adversari în acest festival și ce le-ai transmite celor care îmbrățișează acest instrument. Păi să nu se lase niciodată, muncă multă și studiu. Da, Andrei, nu pot decât să-ți mulțumesc și să-ți mulțumesc în numele organizatorilor că ai făcut parte din această competiție, spun eu, loială în acest festival și eu mă bucur că te-am cunoscut ieri, mă bucur că ți-am cunoscut familia și vreau să știi ceva, că ușa Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii din Cara Severin, cel puțin atâta timp cât eu o să-i conduc destinele, îți este deschisă pentru că avem nevoie de tineri. Și nu ezitați, și prin intermediul emisiunii o spun și celorlalți tineri, nu ezitați să ne căutați la Reșița, pe Alea Buzea 6D, să trageți de ușile noastre și de ușa secretariatului, pentru că ușa mea e deschisă oricând, și rugați-ne să vă promovăm, pentru că asta este menirea noastră. Îți mulțumesc mult și o să merg mai departe la Valea Mare. Valea Mare, dragi privitori, să știți că este o localitate unde eu acum vreo 10 ani de zile am vrut să-mi cumpăr o casă, pentru că există acolo, la Valea Mare, un rai, așa cum spun bănățenii. Sunt puțini și oameni faini. În satul ăla am înțeles că, cel puțin la vremea respectivă, dar asta o să-mi confirme Laura, invitata mea, în satul ăla pe vremea aia nu se fura. Oamenii își lăsau casele deschise. Și am vrut să-mi cumpăr o casă, doar că la vremea respectivă nu aveam banii suficienți, acum sunt sigur că costă infinit mai mult o casă, dar poate ai vreun plaț pe acolo și îmi fac și eu un ogeag în fundul grădinii acolo la tine. Bine ai venit! Bine m-am găsit! Și îți mulțumesc că ai venit la acest festival și reprezinți Banatul. Spune-te, rog frumos, ce vârstă ai, dacă studiezi la vreo școală, cine este mentorul tău? Am 16 ani, nu studiez la o școală specială, studiez la Liceul Teoretic Traian Voia, însă fac canto cu doamna Nina Cozâltea. Nina, o salutăm. Nina este una dintre cele mai, să zic eu așa, longevive colaboratoare ale centrului, un profesor desăvârșit și un om care eu cred că merita mult mai mult în folclorul bănățean, dar datorită unei mari calități pe care o are ea, modestia, n-a reușit niciodată să pătrundă, ca să zic așa, în jungla asta care este showbizul și în folclorul bănățean.
Spune-te, rog frumos, de la ce vârstă cânti? De la vârsta de 7 ani am început să cânt, cu mici pauze, însă nu m-am lăsat de tot. Minunat. Auzi, spune-te, rog frumos, părinții tăi sunt de acord să faci... Da, părinții mei mă susțin în tot ceea ce fac și îmi sunt alături și au fost și ieri și astăzi sunt cu mine. Sunt cu tine. Știi, eu de când te-ai așezat aici în stânga mea am observat un detaliu absolut superb. Ai o ie foarte frumoasă, cu o lucrătură. Mulțumesc. În prima fază am crezut că este o pictură, pentru că este atât de măruntă această broderie. Nu știu dacă voi prin intermediul camerei vedeți ceea ce este aici pe Ia Laurei. Vreau să spun că este o broderie de o finețe cum rar am văzut. De unde? Știi cumva care este proveniența acestei... Este moștenit din generație în generație. L-am de la bunica mea și este cam vechi de 100 de ani. Da. Poate și mai mult. Vedeți, oameni buni, până la urmă ne întoarcem la autentic. Ia spuneți-mi voi dacă putem să găsim la chinez așa ceva. Ei fac tot felul de ei și fac tot felul de lucruri și, să zic așa, copiază toate brandurile. Ce are fata asta pe ea, să știți că nu se poate copia. Brandul acestui tricou al meu se copiază, tot ceea ce vedeți voi, majoritatea lucrurilor pe care le vedeți în vestimentația oamenilor se copiază. E, autenticul acestui costum popular din Banat, autentic, nu are cum să-l copieze nici chineze și nici cele mai importante calculatoare și grafice pe care le au fabricile de îmbrăcăminte. Spuneți, rog frumos, spui că studiezi la Traian-Toia. Ce spun colegii tăi vis-a-vis de faptul că tu nu cânti ce se cântă acum și nici n-asculti genurile muzicale pe care ascultă majoritatea tinerilor? Eu sunt mândră de ceea ce fac. Am și colegi care îmi sunt alături și înțeleg, care sunt tot de la sat și mă înțeleg. Și colegi cărora nu li se pare normal ceea ce fac, dar sunt obișnuită cu asta. Cum a fost concursul de ieri? Cum ți-a părut? Mi s-a părut frumos, n-am mai cântat de o perioadă la concursuri și a fost un moment unic. Am întâlnit alți copii de vârsta ai mea. Prietenii? Cât de cât. Cât de cât. Spuneți-vă frumos, de acum încolo, așa cum am întrebat și pe colegii tăi, ca să zic așa, concurenții tăi în concurs, tu ai o vârstă la care cam trebuie să spunem să-ți călăuzești drumul. Ce vrea să te faci când vei fi mare? Vrei să rămâi doar pe folclor și să crezi că îți poți câștiga existența din folclor sau vrei să faci o altă profesie? Nu neapărat. Îndrăgesc foarte mult natura și animalele și mi-aș dori să devin medic veterinar. Wow, super tare! Acolo la Valea Mare, așa cum am spus în momentul când te-am prezentat, există un rai pe pământ, oameni buni, există atâta pădure, atâta verdeață și atâta Dumnezeu, cum zicea un poet al Banatului, în localitatea aia. Și dacă vreodată veți avea curiozitatea să treceți prin această comunitate, să vedeți că nu există om care să nu dea din cap chiar dacă nu te cunoaște. Spune-te, rog frumos, în cazul în care, de acum încolo, să spunem că nu vei mai fi susținută de familie. Crezi că instituțiile de cultură vă oferă sprijinul pe care îl meritați voi tinerii? Da. Adică, cu alte cuvinte, eu m-am lăudat singură. Adică am încercat să spun așa, băi, centrul de creație adună jurul lor tineri. Uite, o să fac un lucru pe care nu l-am mai făcut de foarte mult. O să te rog și pe tine și pe Andrei și pe Maria. Pe Maria, Maria a mai colaborat cu noi. O să vă rog de acum încolo să sunați la centru și ori de câte ori aveți, mai ales că între sediul nostru și Traian-Toia este așa o rugătură de piatră, dacă ai mușchi mai puternici ajunge. Caută-ne și deschide-ne ușa, pentru că, așa cum am spus-o și în celelalte interviuri, noi avem tineri cu care colaborăm, dar eu îi vreau pe toți la centru și așadar căutați-ne, da? Nu pot decât să vă mulțumesc și vouă, să vă mulțumesc vouă, părinților voștri, dascălilor voștri, mentorilor voștri artistici, pentru că sunteți în acest festival și nu uitați, așa cum am spus-o și celorlalți, indiferent de rezultatele unui concurs sau de deciziile unui jur, nimeni nu vă poate lua dreptul
de a crede că voi sunteți cei mai buni și de a crede că acest vis pe care l-ați primit de la Dumnezeu și de la crezul vostru poate să meargă mai departe doar prezent de voi. Vă mulțumesc din suflet și cum a spus și celălalt, ne vedem la gara. Bună seara, bun găsit tuturor! Spune Lino Nanu. Hai năcaz, uită-l o sară, lai, lai, lai. Vino sus pe trejea, la, lai, lai, la, la, la. Cu muzică și vin bun, la, lai, lai, la, la, la. Viața trece ca un fum, la 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 la. Am cu muzică și vin bun, la 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 la. Viața trece ca un fum, la 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 la. Caz uită la cola, la, la. Uită tot la bircetul, la, 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 la. Lasă pluga să arat, la, 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 la. Cum ai fi să te lucrat, la, 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 la. Dar lasă pluga să arat, la, 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 la. Cum ai fi să te lucrat, la, 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 la. Caz uită-l și pase, la, la, la. Fă-ți viața cum îți place, la, 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 la. Cu el în suflet nu stați, la, 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 la. Și viața nu ți-o scurta, la, 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 la. Dar cu el în suflet nu stați, la, 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 la. Și viața nu ți-o scurta, la, 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 la. Vieți dacă aș avea, aș iubi și-aș tot cânta, aș iubi și-aș tot cânta. Domnul, vieți dacă aș avea, aș iubi și-aș tot cânta, aș iubi și-aș tot cânta. Că mi-i dragă mult viața, ca soarelui dimineața, la, 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 la. Că mi-i dragă mult viața, ca soarelui dimineața, la, 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 la. Dacă-aș trăi, aș iubi și-aș pățimi, aș iubi și-aș pățimi. Domnul, vezi, dacă-aș trăi, aș iubi și-aș pățimi, aș iubi și-aș pățimi. Dorurile inimii lui cânta cu drag lumie, la, 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 la. Dorurile inimii lui cânta cu drag lumie, la, 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 la. Seamă în inimă și în gând, toate la lumele când, toate la lumele când. Seamă în inimă și în gând, toate la lumele când, toate la lumele când.
mala din inima mea. O, că nu mai la mândra, la 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 la. Bala din inima mea, o, că nu mai la mândra, la 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 la. Și iată, dragi privitori, că am revenit cu ultimii, dar nu cei din urmă, cărora le mulțumesc că au făcut parte din acest maraton filmat al festivalului Nicu Anghel Ministeru. Suntem aici în locul unde a plecat, nu doar la cer, a plecat în lume, să arate cu saxofonul lui de aur că Dumnezeu, când dă, îți poate dărui genialitate. Sunt alături de încă doi concurenți în cadrul Festivalului Concurs Național Nicu Anghel Ministeru, prima ediție, festival organizat de către Primăria Constantin Daicoviciu și Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii din Cara Severin. Sunt alături de încă doi concurenți, dar sunt alături și de un om pe care l-am cunoscut săptămânile trecute, atunci când am venit să văd acest spațiu și să-l analizăm, și mi s-a spus cu modestie caracteristică de către domnul Bambeș, primarul comunei Constantin Daicoviciu, ea este sora lui Nicu Anghel Ministeru, și am spus vreau să o cunosc, și a zis când o să veniți, domnul director, la Maceva o să o cunoașteți. Vreau să vă spun că ne-a așteptat cu ochii bucuroși și cu ochii în lacrimi, pentru că cred că ceea ce am făcut noi este un lucru pe care acest om care este lângă mine, sora lui Nicu Anghel Ministeru, îl așteaptă de mult timp. O să vorbim pe finalul acestui interviu și cu domnia sa, dar n-aș vrea să le răpesc timpul, pentru că emoțiile sunt copleșitoare, este gala laureaților în peste doar câteva ore a acestui festival concurs, și o să stau de vorbă cu încă doi concurenți. Ei se pregătesc de momentul de diseară, dar mai ales sufletește se pregătesc. Daria, spune de unde ești și câți ani ai? Nu. Bună ziua și bine v-am găsit. Bine, sunt din Târgu Jiu, din Gorj. Wow, tu ești din Târgu Jiu, din Gorj. Da, da, da. Uite, acum mă aduc aminte că ieri chiar te-am remarcat. Câți ani ai? Am 14 ani. 14 ani. Și cu cine ai venit la acest? Cu mama am venit. Da, mama nu-i pe aici, nu, nu mai e. A ieșit afară. A ieșit afară, mama. Are emoții, dar nu trebuie să aibă emoții, că este doar o emisiune. Emoții trebuia să aibă ieri și emoții va avea de seară și de acum încolo, mult timp de acum încolo, pentru că fiecare... Cea din ușă este mama? Da. Eu am zis că e sora ta. Nu, e mama. E mama. Domnule, ești o norocoasă. Ai o mamă tânără, ai o mamă care te susține și ai o mamă care cred că te și înțelege, pentru că să știi că e foarte important să existe o legătură. Se spune că prietenii cu care vorbești sunt cum sunt, dar dacă ai o legătură extraordinară cu mama, să știi că există momente în viață când s-ar putea să spui că nu mama te înțelege cel mai bine. Întotdeauna și dintotdeauna părinții te înțeleg cel mai bine, și eu în momentul când mi-am pierdut mama am realizat foarte rapid și foarte târziu că acele lucruri pe care am refuzat să le accept din întâmpinările mamei pentru a vorbi cu ea, nu le mai pot recupera. Așadar, ești la Festivalul Național Concurs Nicu Anghel Ministeru, ai venit din Oltenia, din orașul de unde Brâncuș a făcut celebră România. Am spus-o și o repet, să știți că Brâncuș nu este a francezilor. Sigur că el există un muzeu al lui Brâncuș acolo la, în Franța, dar oricât și-ar dori poporul francez și oricât și-ar dori comunitatea europeană să ne-l ia pe Brâncuș, nu o să-l ia niciodată. Și știți de ce nu o să ne-l ia, oameni buni? Pentru că uitați, majoritatea lucrărilor lui au tentă folclorică, și de la Coloana Infinitului până la Masa Tăcerii sau Poarta Sărutului sau multe alte lucrări unice din patrimoniul marelui artist Brâncuș se regăsesc și în motivele populare acestei tineri. Spune-te rog frumos, Daria, cum ți-a părut concursul? Mi s-a părut foarte frumos, mă simt foarte bine, sperăm să luăm și un premiu. Ok. Spune, faci vreo școală de canto? Da, sunt la Școala Populară de Arte din Târgu Jiu, Constantin Brâncuș. La Constantin Brâncuș, de care am vorbit. Și ai cumva un mentor, un dascăl care... Da, pe doamna Sofia Pleșu. Așa.
cât te-ai pregătit cu ea pentru acest concurs? Sau te pregătești așa nu pentru un concurs anume, tu te pregătești efectiv pentru cariera profesională? Da, fac canto cu ea de 4 ani, cam așa. Auzi, știi ce este paradoxal la tine și au observat și membrii juriului? Că deși ai o statură mică, tu ai o voce foarte clară și foarte puternică. Și mă întreb și eu așa, noi aici la festival, ca organizator, am asigurat nu doar cazarea, și masă. Tu ai mâncat ceva zilele astea? Nu prea am mâncat. Păi, cum să fac eu să-ți mai dau mie de la mine așa ție? Pentru că e foarte greu să-ți menții silueta, dar tu ești ești ca un bibelou, așa, ești atât de filigrană și ești atât de, ai o candoare anume. Voi aveți un timbru în zona aia Olteniei și melosurile alea pe care le aveți voi acolo în zona aia a Târgu Jiului sunt unice în țară, o spun specialiste. Chiar spunea doamna Elize Stan, pe care am avut-o, cum am spus, în prima parte a interviului la festivalul Achimnica, că sunt unice acele melosuri pe care le aveți în zona aia Olteniei. Spune-te, rog frumos, cât timp ți-a luat să ajungi să cânti în festival? De cât timp te muncești? Că voi nu vă chimiți, că voi faceți cu pasiune. Am început să cânt de la vârsta de 7 ani și prin concursuri am început să merg de la 10 ani. Și mama acolo cu tine, nu? Da, de fiecare dată. Dar mama e șomeră sau lucrează? Nu lucrează. Păi, are firmă. Are firmă. Doamne, vedem numărul de cont la Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii din care se ridică, mai avem niște evenimente și nu știți câtă nevoie avem. Dar să știți că eu îți spun și mamei tale și îți spun și ție, eu foarte curând voi veni în Târgu Jiu pentru că am acolo de rezolvat niște lucruri și îți promit, uite aici de față cu privitorii noștri, că o să vă iau pe toți cei care ați fost în acest concurs colaboratori al centrului, pentru că avem foarte multe evenimente. A venit la mine o doamnă la Herculane și mi-a zis în felul următor: domnule, eu sunt din Târgu Jiu. Domnule, atâta bage, m-a ținut bunic cu mănânțenii, dar ceva Olteni nu mă aduceți? Pe domnule, dar zic, a fost aseară Niculina Stoican. Domnule, las asta, de la Târgu Jiu, nu de la Mehedinț. Nu? Ok, ce vreau să te rog? Așa cum am făcut-o și cu ceilalți, poți te rog frumos, așa, a capela, cum se zice în folclorul românesc, cu ghilimele de care, poți să ne... Nu o să te întreb că e mama aici, nu o să te întreb dacă îți zboară fluturi așa, pentru că la cât ești de frumoasă, cu siguranță întorc capii băieții după tine, nu? Mulțumesc, nu da? Știu. Nu știi? Tot mama știe, tot mama știe. Că mă gândeam așa, vreau să-ți pun o întrebare personală. Tu ajuți pe mama la bucătărie? Da. Se vede că ai niște unghii foarte frumoase și mă gândesc cum ajuți. Adică îți spui, mama, curăță vinetele, mama, întoarce friptura. Mama, nu, tu ești o artistă în adevăratul sens al cuvântului. Ești o artistă în adevăratul sens al cuvântului. Vreau să te rog din suflet, dar dacă pot să-mi, în finalul scurtului interviu pe care ți-l iau ție în cadrul acestui festival, să ne cânți o strofă dintr-o melodie pe care o iubești tu, nu neapărat cea pe care ai cântat-o aseară sau... Ce crezi tu că te identifică pe tine în acest moment, la această vârstă care e foarte, i-aș spune impropriu periculoasă, dar e foarte ciudată, știi? E bipolară această vârstă. Te poți îndrăgosti repede, poți renunța repede la pasiuni, poți... Ce vrei să te faci când ești mare? Vrei să... Cântăreață. Cântăreață. Dom'le, asta îmi place mie, noi bănățeni, la Olteni ăștia. Dom'le, Olteni ăștia când spun o treabă, păi treabă. Adică nu stai așa că nu e așa. Cântăreață. Deci copilul ăsta, mâna asta de om care e lângă mine aici, care este fabuloasă, îți pune la 14, domnule, vreau să mă fac cântăreață. Și credeți-mă, se va face cântăreață. Știți de ce? Pentru că nimeni și nimic nu-ți poate lua bucuria de a crede în ce vrei tu. Și există tratate de psihologie care demonstrează faptul că există oameni care și-au dorit să ajungă președinți de stat și au ajuns. Știți de ce? Pentru că asta a fost drumenirea pe care și-au ales-o. Draga mea cântăreață, domnișoara Cojucaru, ea arată mie că tu o să poți să-ți câștigi existența doar din cântat, fără să te faci medic, nu la Spitalul Pantelimon, sau nu vrei să te faci, să faci parte din Ministerul de Interne, să ai salariu mare.
arată mie că peste 10 ani de zile o să vin și o să zici, a, tu ești cei mai moșulică, cum ziceți voi în Oltenia. Domnule, am venit să vin să-mi cânți dare, te rog să cânți la un eveniment. Da, te costă 6.000 de euro și vin o oră. Ia promitem că o să vii gratis. Da, o să vin. A, bă, să știi, dacă un oltean promite, la fel, bă, mulțumesc. Hai să văd dacă și cei care te vor cunoaște prin intermediul acestei emisiuni o să creadă la fel de mult ca și tine că vei deveni cât de rea. Casa ta, Ioane, că tu mi-ai ars inima. Ba eu, fată, nu te-oi lua. Dacă tu n-ai otrăvit pe frate tu al mai mic, lele mumă, că-i mai mic și mai voinic, și umbla umbletul meu iubește ce iubesc eu. Lele mumă, și-mi ține calea mereu. Denis, câți ani ai? 15. 15 ani. Auzi, ia spune, cine cântă de la tine din familie? Tata. Tata, da. Bunicul a cântat? Da. Gastră, bunicul a cântat? Da. Da, auzi, ai mai simplu. Cine nu cântă de la mine? Mama. Mama. Ok. Talentații cred că eu sunt cel mai bun. Tu cum crezi că ești ca instrumentist? Bine, bun. Bun, dar fii atent. Să fii la Maceva înseamnă că la Timișoara ești foarte bun. Păi nu ești bun, mă, îți spun, ești foarte bun, mă, ești foarte bun. Mulțumesc. Dar poți să faci peste câțiva ani ce a făcut unul din neamul, părinții tăi au fost ceva rude cu ministerul? Da. Bunicu a fost neam cu ministerul? Așa. Păi vreau să te întreb. Tu îți dai seama că peste câțiva ani de zile dacă brandul ăsta, ministerul, voi puteți să-l personalizați, înțelegi? Și peste câțiva ani de zile să vă duceți în capitalul lumii și să spune, domnule, să neam de-a lui ministerul. Tu îți dai seama că tu ai o mare, mare, să zic eu, cruce de dus așa, pentru că oamenii când aud de Maceva, se gândesc la doiul, se gândesc. Vorbeam cu Costică Olan ieri și zicea Costică, zic, păi nea Costică, zic, și tu ești aici, la care el mi-a zis așa, măi, Gane, toți suntem de aici. Păi, te-aș întreba ce instrument ți-ai dorit tu dacă ai avea acum 5.000 de euro banii tăi? Saxofon. Ce saxofon? Yamaha. Yamaha. Dar ce saxofon ai acum? Yamaha 280. Și vrei unul de 1280 sau cum? 62. 62. Îți mulțumesc și numele culturii tradiționale din care să venim, mulțumesc ție, neamurilor tale, tatălui tău, bunicilor tăi, fratelui bunicului tău, că v-a lăsat aici pe pământul ăsta, nu v-a aruncat,
binecuvântat. Ne vedem de seară, da? Da. Oameni buni și frumoși, deși am încheiat, să zic așa, prelungit această emisiune, o încheiem cu o doză de sensibilitate. Ne vom întoarce, nu doar în casa și pe strada unde mergea cântând ministerul, ne vom întoarce în sufletul acestui mare artist prin sora lui Nicola Minuseu, căreia îi mulțumesc în numele Centrului de Conservare și Promovare a Culturii din Caraș-Severin, în primul rând pentru că ne-a dat acceptul pentru a organiza acest festival. Se știe foarte clar că legea drepturilor de autor spune că nu ai voie să folosești numele sau brandul unei instituții sau unei personalități, fie ea din orice domeniu muzical, artistic sau în domeniul științei, fără să ai acceptul urmașilor sau membrilor apropiați, familiilor, rudelor de la dintre. Eu vreau să vă mulțumesc din suflet, doamnă, că ne-ați dat acest accept și vreau să vă mulțumesc pentru ceva. Acum 3 zile, când am venit aici în Cămin cu domnul primar, mi-a spus, după ce domnul primar a făcut cunoștință cu mine, mi-a zis, vă aștept la Sarmale, domnul Dan, la mine. Știm că este și hramul macedonilor în aceste zile de sărbătoare, acestui cartier din Maceva. Spuneți-mi, vă rog frumos, ce ați simțit ieri când ați văzut atâta lume în jurul bustului fratelui? M-am bucurat foarte mult, am avut și așa un spirit rău pentru că el nu-i mai în viață. A plecat la o vârstă în care mai avea mult de spus pentru muzica la Lombardia. O plecat la 36 de ani. Spuneți-mi, vă rog frumos, sunt 30 de ani de când el a plecat da. În lumea celor da. De dor. Am aflat printr-o informație că de curând o televiziune națională va veni să facă o emisiune aici, în lumea din Ministerul, aici în satul Maceva. Și ce sentimente mă încearcă când oamenii mă întreabă despre cum era Nicu Anghel în Ministerul ca om, nu ca muzicant? A fost un om bun, iubitor de lume, având familie, 4 copii, 3 fete și un băiat. Să le transmiteți și copiilor lui Nicu Anghel Ministerul mulțumiri din partea noastră și a primăriei și a Centrului de Cultură pentru că ne-au dat acceptul pentru acest festival și să fie convinși și ei și dumneavoastră că ceea ce am făcut noi în aceste 2 zile este doar un început al ceea ce merită acest mare artist al Banatului. Doamnă, aș vrea să vă întreb acum. Ieri și astăzi ați văzut lume care l-a aplaudat pe minister. Spuneți-mi cum era Nicu Anghel Ministerul în vremea când nu existau atâtea stații, când se cânta la rece, cum zice muzicanții. Cum era Nicu Anghel Ministerul în momentul când n-a fost celebru și cânta aici cu ceilalți muzicanți? El a cântat mult cu Cap de Cal, da. Cu Sandu Florea, a cântat și cu persoane de aici, de la noi, și după aia a luat-o cu Timișoara. Cu Luță Popovici, cu Iancu. Spuneți-mi, vă rog frumos, putem să plecăm pe drumul cercetării și a cunoașterii, să aflăm ce s-a întâmplat cu saxofonul de aur al Nicu Anghel Ministerul, cine l-a cumpărat? Că am înțeles că la un moment dat s-a vândut. Era firesc. Probabil și din considerente sufletești, nu vreau să-l vedeți. Nu întreb cine l-a vândut. Aș fi curios, eu și oamenii care vor vedea această emisiune, cine a avut șansa să aibă la cânt sau să cânte cu saxofonul Nicu Anghel? Să știți că nu cunosc saxofonul ăla normal, o trebuie să rămână la copilul lui. Așa am hotărât. Ca copilul lui să rămână urmașul lui. El nu, fiind o fire de muzică, nu a vrut, prin saxofonul s-a vândut. Dar nu știți cui s-a vândut? La Canasebeș, nu știu la cine, și ala care l-a cumpărat l-a dat în alta parte, la altcineva, nu știu la cine. Până la Muștuc s-a vândut. Tot. Doamnă, eu nu pot decât să vă mulțumesc pentru sinceritatea, pentru loialitatea cu care ați fost nu doar astăzi alături de noi și să vă spun așa, cel puțin atâta timp cât va exista echipa aia minunată de la Constantin Daicovic și eu la Centrul de Creație, întâlnirea cu dumneavoastră în zilele trecute nu va rămâne singulară. Noi vom reveni aici
Și, cum am spus, o să încercăm să facem, să ajutăm mai mult ce înseamnă lumea Macioa, lumea muzicală Macioa. Eu, în numele organizatorilor, în numele celor care nu l-au uitat pe fratele dumneavoastră, vreau să vă mulțumesc pentru salmarele pe care le-ați promis, pentru modestia pe care ați demonstrat încă o dată cu are această familie, pentru sincritatea și modestia acestei familii. Și să vă spun așa, că niciodată, dar absolut niciodată, ia câte că au trecut 30 de ani, Nicu Anghel Misterul nu va fi uitat și cu atât mai puțin va fi uitat de mâine încolo când se va termina prima ediție. Vă mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc concurenților și nu în ultimul rând vă mulțumesc celor care ne veți privi prin intermediul acestei emisiuni și o să vă spun așa, de fiecare dată, când nu știți ce să faceți în viața asta, nu vă deschideți doar sufletul, deschideți și cutia cu amintiri și aduceți-vă aminte că acum, aproape 60 de ani, aici, în localitatea Macioa, s-a născut una din geniile muzicale ale folclorului bănățean, Nicolae Cârpaci, apoi, luându-și numele de scenă, Nicu Langhel Misterul, așa cum a fost descris de domnul primar ieri la deschiderea festivalului, și să nu uitați că această ladă de zestre pe care a lăsat-o acest mare instrumentist al Banatului, el nu și-a ținut-o lui. A dăruit-o celor care, cărora le-a cântat, a dăruit-o oamenilor și a dăruit-o posterității. De acum încolo, noi suntem blestemați, cei care l-am cunoscut sau cei care îl apreciem, așa cum Brâncuș, în orașul de unde vine această fată talentată, nu va fi niciodată al francezilor, va fi întotdeauna a celor din Târgu Jiu și al românilor. Nicu Anghel Misterul va rămâne fără îndoială întotdeauna a acestei localități, a acestor plaiuri și a Banatului. Sunt Dan Mirea și cel care a încercat pe parcursul a aproape 2 ore să lase nu doar o amintire în inimile oamenilor, să lase și o amintire registrată. O să mulțumesc și celor de la tehnic, o să mulțumesc încă o dată primăriei și echipei primăriei Constantin Daicovici, o să mulțumesc jurului, o să mulțumesc participanților și în ultimul rând familiilor și o să închei mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru că ne-a dat harul și înțelepciunea și să zic eu normalitatea de a face acest festival aici la Macioa. Ne vom întâlni cu siguranță și la anul, și la anul, și la anul, pentru că atâta timp cât muzica lui Misteru va dăinui, atâta timp vom fi obligați să-i respectăm inegalabila valoare pe care a lăsat-o folclorului bănățean. Așa cum o spun la fiecare spectacol, la fiecare interviu, o să închei spunând, iubiți Banatul, oameni buni, asta nu costă nimic. Bine v-am regăsit la cea de-a doua zi a Festivalului Național Concurs Nicu Anghel Misteru, ediția 1. Bine ați venit astăzi la gala laureaților. Acest festival fiind organizat, după cum am mai spus, de către Primăria Comunei Constantin Daicoviciu, reprezentată de domnul primar Daniel Boambeș și Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Caraș-Severin, reprezentat de domnul manager Dan Mirea. O invit alături de mine pe doamna Carmen Biruescu, membră a juriului, să înmâneze premiile pentru secțiunea vocală, locul 3, 2 și 1. Bună seara, bine v-am găsit! Mă bucur din suflet că am participat la acest festival și vreau să urez tuturor concurenților mult succes pe viitor și să nu fie dezamăgiți cei care nu au câștigat un premiu, să meargă mai departe, pentru că numai așa vor ajunge acolo unde trebuie. Se acordă premiul 3 lui Derlian Petrișor din Bănia Caraș-Severin. Mult succes! Mergem mai departe cu premiul 2 care se acordă domnișoarei Tișe Diana Camelia. Felicitări și mult succes în continuare! Premiul întâi se acordă domnișoarei Cojocaru Daria Elena.
Mult succes și felicitări! Mulțumim din suflet pentru că ați menționat locurile 3, 2 și 1 și felicitări tuturor. Iar acum, marele premiu pentru secțiunea vocală va fi înmânat de doamna Carmen Popovici Dumbrava. Bună seara! Bine v-am găsit! Mă bucur foarte, foarte mult să fiu la acest eveniment minunat, la festivalul, prima ediție, Nicu Anghel Ministerul, pentru că mulți dintre dumneavoastră știți că eu, alături de soțul meu, am cântat până în ultimele lui zile de viață, alături de el, ne iubea foarte mult, eram prieteni și m-am bucurat tare, tare mult când am auzit că ați luat această inițiativă să organizați, chiar dacă e un pic cam târziu, după 30 de ani, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Dumnezeu să-l odihnească în pace și sper ca acest festival să continue, nu să fie doar prima ediție și să se oprească la a doua, la a treia ediție. Sperăm și alături de domnul director și de domnul primar să găsiți resursele necesare, fondurile necesare ca acest festival să devină chiar național. Vis-a-vis de concurenți, mă bucur foarte mult că am auzit tineri și instrumentiști și soliști vocali foarte talentați, sigur, unii la început de drum, alții au mai participat la concursuri, s-a văzut puțin diferența dintre ei, dar le doresc mult succes pe mai departe. Și așa cum a spus, cine? Domnul Țune a spus, chiar dacă n-ați luat nimic sau numai diplomă de participare, asta nu înseamnă că la anul și anii viitori nu vă puteți înscrie din nou, mult mai pregătiți, fără emoții. Felicitări părinților pentru că vă susțin și să aveți mare, mare grijă la costumele populare și la cântece, la autenticitatea lor. Mulțumesc, nu vreau să vă țin prea mult de vorbă, iar premiul întâi se acordă, trofeul festivalului la interpreți vocali se acordă lui David Crișan Gabriel, județul Timiș. Felicitări și pe cât mai multe premii de acum înainte. Mulțumim din suflet, doamna Carmen Popovici Dumbrava. Așa este, până la urmă concursurile sunt importante, dar este important că voi aveți o vocație și că puteți să faceți ceea ce vă place. Și atunci când faci ceea ce îți place, poți spune că nu muncești nici măcar o zi. Asta este un mare lucru, să cânți cu bucurie, să cânți din suflet, să mergi înainte dacă simți că aceasta este menirea ta și harul tău de la bunul Dumnezeu. Iar acum să trecem mai departe la premiile pentru secția instrumentală și îl voi invita alături de mine pe domnul Moise, domnul profesor Moise Constantin, pentru a înmâna premiul 3 și premiul 2 pentru secțiunea instrumentală. Și poate ne spune și câteva cuvinte. Bună seara tuturor! Felicitări domnului Trandafir pentru această inițiativă și felicitări organizatorilor Consiliul Local și Centrul de Cultură. Acolo ești, te căutam, Dane. Misiunea noastră a fost foarte dificilă. Sunt în asentimentul domnului președinte Țunea când a spus că, într-adevăr, secția instrumentală, adică soliștii instrumentiști au fost foarte, foarte bun. Din păcate, noi am fost puși într-o situație dificilă de a decide, vă rog să mă credeți, departajarea s-a făcut foarte, foarte greu. Ca și sugestie pentru organizatori, ar fi foarte bine ca la următoarele ediții să existe o orchestră care să acompanieze. Contează mult. Și în continuare să vedem. Să nu vă mai ținem în suspans. Premiul 3 la secțiunea instrumentală. Sporea Patrick, județul Timiș.
Premiul 2, secțiunea instrumentală. Popa Adelin, județul Timiș. Mulțumim, domn profesor Moise Constantin. Iar premiul întâi va fi înmânat de domnul președinte al juriului, și anume domnul profesor Gheorghe Țunea. În calitate de fost director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale timp de 17 ani, din 2000 până în 2017, aș dori să înmâneze premiul întâi actualul director al centrului, domnul director Dan Mirea. Te rog frumos! Sunt onorat și îți mulțumesc, Neagică. Eu nu mi-am dorit neapărat să înmânez premii, pentru că rolul meu în acest festival concurs a fost să-l organizăm. Și vreau pentru ultima dată să vă aplaud, chiar dacă am mâinile ocupate, cu sufletul, să vă aplaud cu sufletul, pentru că ați fost prezenți, atât onoratul juriu, cât și dumneavoastră la această prima ediție, care, deși a pornit cu pași mărunți, îi promit și lui Neagică Țunea și onoratului juriu și dumneavoastră că atâta timp cât și eu și domn primar ne va da Dumnezeu sănătate, n-o să facem rabat de la nici eforturi fizice și nici eforturi sufletești pentru a duce un omagiu și o răsplată inegalabilului și genialul Nicu Anghel Ministeru. Mulțumesc, Neagică! Premiul întâi la secția instrumentală se acordă domnului Bulciu Eduard Lucian. Și noi îți mulțumim din suflet, succes și doar de câte ori poți să vii aici la Maciova, pentru că aici este localitatea unde Dumnezeu a împrăștiat talent pentru tot Banatul. Mulțumesc mult, domn președinte! O să îi dau cuvântul Andrade în continuare și îl invit alături de mine pe primarul comunei Constantin Daicovici pentru a mâna trofeul festivalului la secțiunea instrumentală de către domnia sa, pentru că vreau să vă spun ceva. Să știți că eu am făcut tot ce am putut, dar acest om care cârmuiește destinele acestei comunități, înainte de toate, este om. Mulțumesc, domn primar! Mulțumesc! Mulțumesc, domnule director! Cu siguranță, cu voia lui Dumnezeu, că toate se împlinesc numai cu voia lui Dumnezeu, cu siguranță festivalul național sau poate în viitor internațional va continua în memoria celui care a fost Nicu Anghel Ministeru. Mulțumesc, domnule director, pentru frumoasele cuvinte prin care ați caracterizat satul nostru Maciova, pentru că mi-am adus aminte de o pildă frumoasă din Biblie, pilda semănătorului. Ați amintit despre o sămânță a celor care aduc în cântă sufletul, inima, privirea noastră celor care suntem ascultători sau privitori. Sămânța sufletorilor, instrumentiștilor sau soliștilor vocali. Dumnezeu să împrăștie sămânța în toată lumea, pentru că, într-adevăr, noi avem nevoie de liniște în familie, în viața noastră, iar această liniște sau încântare sufletească o primim de multe ori când ascultăm o doină frumoasă sau când ascultăm o muzică frumoasă, nu contează ce fel de muzică, ne bucurăm că aici la Maciova muzica populară este o muzică de calitate. Eu vreau să mulțumesc domnilor profesori, pentru că unul mai bun ca altul, dumneavoastră a decis prin notele dumneavoastră pe cei mai buni, dar să nu uităm, cum am zis ieri, buștul nu reprezintă doar o piatră sau o bucată de marmură, buștul reprezintă un simbol. Iar noi, cei care suntem, iată, vremelnici, să zic în felul ăsta, dar contemporani în ziua de astăzi, și noi trebuie să urmăm sau să învățăm, când privim acel buști, să învățăm ceea ce a făcut
domnul Nicu Angel ministerul. Să învățăm că prin muncă se pot dovedi calități. Să nu uităm că domnul Nicu Angel ministerul nu a urmat conservatorul, nu a urmat vreo facultate de muzică, dar a fost unul dintre cei mai buni suflători ai vremurilor. Dragii mei tineri, vă mulțumesc pentru că ați făcut cale lungă să participați la acest eveniment frumos, ediția întâi a Festivalului Național de Folclor Nicu Angel Ministeru. Îmi cer scuze dacă dintre dumneavoastră concurenții nu toți ați fost premiat, dar prin muncă, prin perseverență, sunt sigur că la următoarele ediții ale Festivalului Nicu Angel Ministeru veți fi premiat cu siguranță. Îi mulțumim domnului primar și dacă am amintit faptul că poate în anii viitor o să-l facem internațional, vă spun atât, domn primar. Pentru asta o să ne trebuiască și din partea noastră și din partea instituției pe care o reprezint vremelnic mai mulți bani. Domnule primar, haideți să mânați marele premiu. Tot timpul trebuie bani, dar pe lângă bani trebuie echipă. Înainte de toate vreau să mulțumesc echipei care a fost lângă mine, echipei din primăria Comunei Constantin Daicoviciu, echipa din Consiliul Local. Mulțumesc domnului director pentru susținerea necondiționată pentru organizarea acestui eveniment frumos din comuna noastră. Se acordă premiul, trofeul festivalului, domnului Olan Filimon Daniel, secțiunea instrumentală. Mulțumesc frumos, mă simt onorat că am putut aduce un omagiu maestrului Nicu Angel Ministeru. Mulțumesc juriului pentru jurizare și tuturor organizatorilor. Mulțumesc frumos, vă țuc. Vă doresc succes tuturor. Mulțumesc. Și noi mulțumim, domnule primar. Mulțumim că ne-ați fost cu toții alături aici. Doresc încă o dată să vă aplaud pe toți, pe toți participanții și acum să invităm câștigătorii și anume premianții locurilor 3, 2 și 1 și marele premiu la ambele secțiuni pe rând să cânte melodia ritmată pe care au interpretat-o în concurs. De tot de ană, mândră pănățană, floare din poiană, la 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 la. Inima mă-ngeamnă să ce iubesc, ană, că ești pănățană, la 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 la. Hai, dite dodă, să mai stăm de vorbă, de dor să vorbim, cum să le cuim. Hai, da, dite dodă, să mai stăm de vorbă, de dor să vorbim și să ne iubim. Floare, inima mă doare, de dorul dumitale, la 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 la. Vino prânsărață, ne iubim cu drag, la dor să-i dăm de leac, mă, la 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 la. Hai, dite dodă, să mai stăm de vorbă, de dor să vorbim, cum să le cuim. Hai, da, dite dodă, să mai stăm de vorbă, de dor să vorbim și să ne iubim. Floare din grăcină, dorul mi la lină, la 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 la. Când e lună plină, vină în grăcină, să mă culci prămână, la 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 la. Hai, dite dodă, să mai stăm de vorbă, de dor să vorbim, cum să le cuim. Hai, da, dite dodă, să mai stăm de vorbă, de dor să vorbim și să ne iubim. Mulțumesc frumos! Thank you.
sus la munte la izvor, să se stâmpere de dor. Ai la 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 la. E mirosul brazilor și calea ciobanilor. Ai la 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 la. Mărăcinii au crescut.
curea de neica. Ce frumos e iubitul, ce frumos e iubitul. Ce frumoasă e dragostea alăturea de neica. Ai vârsta potrivită, la 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 la, și viața trebuie trăită, la 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 la, cu plăceri și cu păcate, la 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 la, trebuie să le faci pe toate, la 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 la. Au 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 inima mea, la 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 la, cât de dulce pacima, la 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 la. Au cât e și nărcașul mine, la 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 la, și nimeni frunul ce ține, la 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 la. La mândre-mi fac cărare, la 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 la, că mă așteaptă fiecare, la 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 la. Nu mă așteaptă gost la masă, la 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 la, doar pe perindă mă tasă, la 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 la. Au 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 inima mea, la 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 la, e de dulci pacima, la 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 la. Au cât ești cinăr ca și mine, la 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 la, și nimeni frunul ce ține, la 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 la. Petrec cu toți fișorii, la 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 la, și împreună ne prind zorii, la 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 la. Când-i drag la veselie, la 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 la, când bem și câtă răchie, la 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 la. Au 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 inima mea, la 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 la, cât de dulci pacima, la 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 la. Au cât ești nărcașul mine, la 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 la, și nimeni frâună ce ține, la 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 la. Anii mei îi ține, la 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 la, tot ce n-ar să pot rămâne, la 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 la. Ține-n pace, mă bolândă, la 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 la, și te-ntrimă ca romândră, la 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 la. Au 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 inima mea, la 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 la, cât de dulce pace mă, la 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 la. Au cât ești cinăr ca și mine, la 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 la, și nimeni frunul ce ține, la 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 la. Au, 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 inima mea, la 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 la, cât de dulce pacima, la 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 la. Au, cât ești cinăr ca și mine, la 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 la, și nimeni frunul ce ține, la 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 la. Vă mulțumesc frumos! Thank you.